Uite, l-am recuperat pe moșu. Măi, moșulică, tu ești tare nărăvaș. Uite, moșulica a apărut. Nu? Ziceam că a apărut și moșulică. Uite-l aici, ea. Tu, dar de ce stai cu piciorul ăsta îndoit așa? L-am luat de jos, că era sub masă. Ce-ai găsit sub masă? N-ai găsit nimic? Un cablu? A găsit un cablu. E bun și ăla decât deloc, ia uite. Ia zi, ce ne aduce anul ăsta? Nimic? Nu? Nimica, ia, nu ne aduce nimica. Cum așa, nu, nimica, nu. Se mai gândește. Aha, am înțeles. No, bine atunci. Uite, moșu, eu sunt cu moșu aici, ia. Și cu multe steluțe, uite, îți place ce de steluțe am pus aici? Moșule, ia uite ce de steluțe am pus. Adică nu pot să croșetez acum ca aș croșeta un lanțișor din ala ca să agăț moșul aici așa, pe codiță. Însă nu i-am făcut niciun lanțișor acum. E că l-agăț aici așa, doar ca să-l țin eu, că dacă să am grijă că iar pică și iar se duce pe sub masă, pe la cablu. Ți-a plăcut călătoria la cablu? Nu? Uite ce de steluțe! Super! Uite, moșulică! Moșulică cu piciorușul mic. A zis că se mai gândește să ce de la cadouri, a zis că e prea devreme. Da? Bine. Uite, stai că am și clopuleț aici. Ui. Ai, uite că asta se asortează cu steluțele astea frumoase. Trebuie să punem un globulețul. Uite, mă, că am aici globuleț, ia uite. Uite așa. Ai, de că vine așa, ia. Și se asortează cu steluțele. Așa, ia. Oh, perfect. Pe partea asta cu gri și pe partea aia cu roșu. Și astea o să fac acum, o să croșetez un lănțișor. Mulțumesc! Croșetez un lănțișor ca să prind toate ornamentele astea frumoase. Ce chestii frumoase am luat eu aici cu 5 lei. Uite, steluța. Ei să punem aici așa, dar să nu mai pice pe jos, că dacă pică pe jos, se duce la cablu. Asta este cutiuța mea. Dar ce e goală cutiuța, nu-i nimic. Uite așa că se asortează cu steluțele, dar stai că merge și cu roșu. Deci să iau cu grijă mare. Ia uite, așa da.
Uite ce drăguț e. Astea chiar sunt frumoase. Zici că sunt cireșe. Trebuie să punem așa asta frumos ca să se vadă și la voi, așa, eu, uite ce frumos. Sau așa un păr, nu, mai degrabă aici, așa. Op. Nu, lasă că acolo vine cu steluțe. Și aici așa este cu... Sau aici așa e Merry Christmas. Uite moșul. Așa, da. Tu ai timp să... Are timp să primească toate astea până în online, zice că primește. Moșule, scrisorile toate le primești în online, da? E la curent cu toate astea, modalitățile astea, cu TikTok. Da, primește până online acum toate dorințele. Da, și nu, ce ne aduce anul ăsta? Nu ne aduce nouă nimic? Na, se mai gândește, na. Bine. Uite, dar tu dai, ți-au acoperit ăștia fața cu ea. I-au acoperit fața cu barba. Mulțumesc! Nu i se mai văd ochii. Uite că are ochiul acoperit. Și e catifea asta, că se simte la mână. Mulțumesc! Materialul ăsta din care e făcut e catifea. Dar nu știu ce are aici la barbă. Barba din ce e făcută? Barba lui Moșu, aici. Nu știu. Da, Moșule, dar să știi că la burtă ne asortăm, că și eu am așa mare burta ca tine. Ne asortăm bine, uite, ia. Da, perfect, mă încadrez la categoria Moș Crăciun. Uite că n-are nici sacul, a venit doar așa să vadă, dar n-are sacul, nu e, unde ți-e sacul? Și sania? N-are, nu, n-are sanie, deocamdată. Nu, bine, atunci nici sac, nici sani. Ți-au furat ăștia sacul, moșule. Da? Ai rămas fără sac, nu? Și fără sani? Da. Bine, dar renii, unde sunt renii? Nu, nu mai e nici renii. Da, păi bine, atunci a venit doar așa, vizită. Da, mă, moșule. Cutiuță. Cutiuță și... Uite că am și tobă. Uite. Asta e tobă? Da, mai am și una roșie. Uite că poate le dau pe jos și pe astea. Ușor, ușor. Gata, le-am prins. Tobele. Da, sunt goale și astea, dar cum vor fi făcute? Că foarte drăguțe.
Uite ce muncă la ele, să pui și firul ăsta sclipicios, nu? Dar nu tai, văd că pe aici nu se simte că tai. Dar totuși să ai grijă ca să nu punem degețelele pe aici. Mai bine să nu pun degețelele, da? Nu am simțit nimic la mână. La tobele astea, ia uite ce frumos. Ia. Uite-mă că mi-a lăsat cutiuța asta, așa. Moșule, dar e goală, mă. Auzi? Cutiuța e goală. Păi tu n-ai cutie goală, mă, moșule, ea. Acum mai nu să dau cutii goale. Mă, păi, dar eu vreau să fie plină aia cu cutiuța, tu mi-o dai goală, ia. Uite tu, mi-a lăsat cutiuța goală. Vai de mine. Bă, dar unde se uroie ea? Nu-i plină cu eu. E goală ea. A, așa deci. Vai de mine și de mine. Primim cutiuțe goale. Mai nou. Dar bine că este împachetat așa în cadou și atâta. Și în rest, conținutul e zero. Aoleu. Mușule, ți-au cureaua. Ți-au cureaua, să știi. Dar dacă nu ne pui ceva în cutie. Păi cum așa, cutii goale? N-a avut timp să le umple, a zis că a prea devreme și n-a avut timp să le umple. A, mulțumesc. Bine, mă, dacă n-ai avut timp să le umple, auzi, dar poate ai timp până de Crăciun să umpli cutiile astea sau tot goale mi le dai. A zis că nu mai astea sunt goale. Așa. Vai de mine. Auzi, dar și la motanel tot așa, cutie goală, da? Ah. Și el tot cutie goală. Asta e al lui motanel și tot goală e. Vai de cap. Bine, bine, moșule, da. Uite și tu, ia. A lăsat 3 cutiuțe. 3 cutiuțe, toate 3 sunt goale. Da, bine că le-a împachetat și le-a lăsat așa frumos, ia uite. Da. Și am din asta așa de cadou roșie. Bine, chiar dacă sunt goale, nu are nimic, are încoace, că eu le primesc și goale. Mă refeream la cutii. Da, ia uite și tobele. Aia, uite, mi-a lăsat tobă, vezi? Tot am primit și eu ceva, o tobă. O tobă roșie și o tobă galbenă. Asta ca să nu mai zic că n-am primit nimic, dar uite, două tobe. Perfect. E suficient. Aha, asta e. Păi, atunci o să închei live-ul. A, nu, că acum nu mai închei, că uite, am primit cadou. Mulțumesc. Bă, aici, pe live-urile astea, mai primesc cât un cadou ca să suplimenteze cutia asta goală ce mi-a lăsat un moș. Ia.
Ia uite ce cutiuță goală. Și pun eu în ea. În cutiuța asta ce pun? Niște monede din alea așa de 5 bani, 10 bani poate. Altceva ce să încapă? Nimica, niște monede. Dar nu le desfacă. Dar eu nu mai știu să le fac la loc, așa că mai bine nu le desfac, le las așa. Că-s fain așa. Mulțumesc! Ei, să-ți mai arăt odată, mi să nu-l scapă jos și pe ăsta e. Uite! Asta l-a agățăm acolo pe perete, lângă frunzulițe. Așa, deci, te ții de goange. Mulțumesc! Aduci cutiuțe goale la oameni, ha? Vai, vai, vai! E bun și așa, bine că e o cutiuță împachetată frumos, bine că e și așa. Se acceptă și goală. Dar poate până de Crăciun le umple moșul cu ceva, nu știu. Dacă le umple, dacă nu, rămân așa goale. Am pus pe YouTube live-ul anterior, că a fost foarte fain. Și o să-l pun și pe ăsta, că și ăsta e fain, cu steluțe așa. Mulțumesc pentru distribuiri pe aici așa. Bye!